Prima TV te invită să descoperi darul cărții. Toți suntem într-o lume care dorește quick fix-uri pentru problemele sale. Avem nevoie de psihologi, avem nevoie de oameni care să ne spună ce să facem, cum să gândim, cum să fim. Drumul e mult mai simplu. Grecii puneau în centrul universului cunoscut cultura, în centrul culturii literatura și în centrul literaturii poezia. De ce oare? Poezia e precum atomul. E de nedivizat. Bine v-am găsit la Darul Cărții. Sunt Ioan Andrei Ionescu și astăzi vă voi vorbi despre poezie. Am adus aici mai multe cărți de poezie. Una dintre ele conține poezia cu care eu am intrat la Facultatea de Teatru. O poezie a lui Lucian Blaga. Un fulger nu trăiește singur în lumina sa, decât o clipă. Cât îi ține drumul din nor până în copacul dorit cu care se unește. Și poezia este așa. Singură în lumina sa, ea ține pe cât ține, din nouri până la copac, de la mine până la tine. Eu citesc pentru a mă îmbogăți. Ce fac în momentul în care citesc? Iau cuvântul, îl pun lângă alt cuvânt, lângă alt cuvânt, lângă alt cuvânt și creez o idee care e personală, din mintea mea. Ea mea, deși ea a fost scrisă și alcătuită de o altă minte care a vrut să comunice cu mintea mea, de un alt suflet care a vrut să comunice cu sufletul meu, prin ceva care e doar un semn scris. Dar eu dezvolt o idee personală acolo, pe care o leg de o altă idee, tot personală. Suntem ființe care reușesc să creeze necreatul. Filozofii vorbim, poezia asta este. Segmentul acela din gândirea noastră care transformă pentru prima oară în real, ceva ce nu a fost niciodată imaginat. Umanitatea, de fapt, se bazează pe actul poetic. Ne căutăm pe noi înșine între neocortex și subconștient. Exact în granița aia de REM, de vis, de visare, se află poezia. E tărâmul în care tu poți să sondezi. Este un tărâm nu numai de visare, de chiar de relaxare, dar de relaxare activă, de meditație către tine însuți, prin intermediul unui element atât de simplu, o lectură. Darul Cărții vă urează spor la citit.